Anul acesta, condițiile climaterice au grăbit oarecum apariția pe piața unor produse agricole specifice toamnei, în special legume și fructe. Din acest motiv, cea de-a 13-a ediție a Festivalului Agricol Toamna Buzoiană a fost programată mai devreme. Toamna Buzoiană 19-23, invit pe toată lumea să vină aici, va fi o toamnă buzoiană de excepție, cu foarte mulți artiști, foarte mulți meșteri populari și, bineînțeles, nelipsitul must, chestiile astea de toamnă. Vor avea loc spectacole în fiecare dintre cele 5 zile ale sărbătorii recoltei la Buzău, cu invitații de marcă și cu multe surprize pe care organizatorii nu le dezvăluie încă. Am văzut că a avut un succes deosebit, spectacolele de la Drăgaică, pentru că s-au făcut, așa cum știți, cu zile dedicate. Așa vom avea și aici, de exemplu, seară bucovineană sau bucovineancă, ziceți că sunteți filologi. Da? Deci vom avea seri speciale cu mari artiști, inclusiv din Republica Moldova și din toată țara. O să vedeți lucruri deosebite. Anul trecut, majoritatea produselor din târg au avut prețurile mai mari față de cele de la piață. Primarul Toma crede că la această ediție vor veni foarte mulți producători și va fi o abundență de produse, în special legume și fructe, care vor avea prețuri promoționale. Ca și anul trecut, la deschiderea târgului a fost invitat în mod special și ministrul agriculturii, Petre Daia, care la ediția anterioară a fost foarte bine primit de buzoieni.